Salutare și bine v-am regăsit pe canalul meu. Știu că n-am mai postat de foarte mult timp, însă s-au întâmplat multe chestii și o să vă explic imediat de ce anume n-am mai postat deloc, ce s-a întâmplat și după cum puteți vedea, poate vă veți da seama de la cât de puțin porumbei mai am. Bun. Să începem ca prim lucru. N-am mai început să postez de ceva timp, n-am mai postat de fapt, pentru că mi-a apărut vărsatul de vânt la început la ei și am tot stat, hai să-i tratez, că nu-mi plăceau deloc, mă deranja când îi vedeam așa. Și după ce am terminat cu vărsatul de vânt, am adus un porumbel, apoi am mai adus doi, pe care dintre cei doi mai am doar unul și este acesta, acest mascul de Volta linie 9, un almond, nu, un andaluz, nu, almond, așa. Și când am adus pe ăștia trei, unul dintre ei așa a fost bolnav. Mi-au adus paramixul Roza în cameră și am rămas cu boala. În acest moment am în jurul la 40 sau 42, cam așa, de porumbei. Mi-au murit 20 și să vă arăt ce mai avem în acest moment. Jucătorii de Botoșani i-am pe toți și puii și așa, dar un pui este afectat de boală și să văd dacă acesta nu e. Nu e, ăla e cel ok, parcă. Așa. Uitați, un pescăruș chinez, pui de pescăruș chinez și ăsta e afectat. Și cea galbenă. Am cel mai bun voltat. Bine, care mai l-am acum, că na. Ia uitați-l. Este afectat. E, na. Ăsta galben, ăsta la fel. Ăsta e cel care e afectat. Așa. Albăstrica mea și ea la fel. Este afectată. I-am vaccinat pe toți, chiar dacă sunt bolnavi, pentru a nu se îmbolnăvi și ceilalți. Așa. Ăsta la fel, ăsta galben, ăsta la fel e și el. Nu știu dacă își vor veni. Ăsta la fel e. Mulți, foarte mulți. 20 au murit, 20, 20 ceva, nu mai știu exact. Galbena aia micuță de acolo la fel și aia atinsă, e ceva de nedescris. Primul porumbel care a murit a fost, cred că nici cel albastru și se făcuse extraordinar, adică era cel mai bun mascul din toți. Deci nu aveam niciunul mai bun. Tasul este acesta. Așa. Și ce să zic, puii de galben au murit, țiganca neagră voltată de aici, de era după ușă, linia 9 și cu roșul la fel, au murit. Rândunele de Saxonia, o mai am doar pe aceea, celelalte două au murit. Puii de metist, rândunica de Saxonia și cap de maur au murit. Puiul de voltat linie 9 al celor doi, griu, sidefatul și cu solzata lui Grie, la fel, a murit, așa. Ceilalți doi care sunt mari, femeia asta e ok, masculul vi l-am arătat, e o cauză pierdută, e, cred că e terminat. Am un matur atins, masculul acestei femele. Ăsta. Dar văd că își revine, e ceva bun spre norocul meu. Pui de rândunică, pui de pescăruși chinezi, ambii pui care îi mai am, ambii sunt atinși cei doi. Mai am doi pui în schimb aici, micuți, albi amândoi sunt ok. Momentan văd, să vedem ce mai avem, ce a mai murit. Ce n-a murit, femela de voltat linie veche, albă de jos de acolo, de mi-a crescut pui și au scos și pui. A murit și ea. Să vedem, ca să oricum. Femela aceea maronie din roșu și cu neagra,
sora lui Albăstrica și ea la fel a murit. Deci am avut pierderi peste pierderi foarte mari. Ăla care l-am adus primul și cei de la doi care i-am adus și a rămas doar ăla de acolo. Celălalt a murit și ăla. Deci cei doi așa s-au dus. Deci în mare pierderi colosale. Am stat așa, am făcut un calcul, am pierdut foarte mult pe greșeala mea, că am adus porumbei de la persoane care nu îi vaccinează, nu îi tratează, nu le dă niciun tratament, nimic preventiv. Uitați, porumbel superb, bolnav, care tot sper să scape. Albăstrica mea, la fel, fratele ei, lucră că nici cel de acolo și el este atins, nu cred că vor scăpa. Dar na. Bun, de ce fac acest video? În primul rând, m-am găsit la muncă cu un băiețel acum vreo 2 săptămâni, care și-a dat seama că l-am văzut după cum s-a uitat, că m-ar fi cunoscut, eu nu-l știam, și era un abonat. Și cu ocazia asta îl salut. Și m-a refăcut oarecum să repostez. Chiar dacă în momentul în care veneam aici mă întristam și mi se tăia tot cheful pentru că îi vedeam așa cum sunt și bine, acum încă sunt bine. Pentru că nu vreți să știți ce era aici când începea și aoleu, când veneam și vedeam leșinați pe aici și trebuia să iau să-i dau afară să-i arunc. Dar asta e. Și din greșeli înveți. Uitați, și femeia asta albă, care împreună cu masculul albastru, și ea este atinsă. Sper să scape, dacă nu, aia e. N-am ce să fac, i-am vaccinat. Ăsta sper să scape cu femeia lui. Galbena la fel. Almondul ăsta. Iar vreau să scape, vreau să-l fac pereche cu asta. Sora lui Crăcănici. Și ea e foarte bună, deci e extraordinar de bună. Chiar dacă nu crește cum trebuie penele la coadă, că el le-a înjumulit odată și le-a înjumulit rău și din cauza asta acum mai cresc cam greu, nu contează. O să fie o femeie superbă. Și urâtul ăsta vreau să scape, între ghilimele urât. Am câțiva porumbei care chiar am nevoie să scape. Puiul ăsta care la început nu-mi plăcea, sunt sigur că o să se facă superb când începe să năpârlească, că e destul de târziu ori scos și încă n-a năpârlit. Țiganul ăsta e interesant, nu prea mă omor după el așa, că n-are încălțătură mare, în schimb are coada foarte bună, dar o am pe aceasta, care sper să fie femeie și are încălțătură bună, coada oarecum relativ foarte bună, e medie la coadă, dar buni, nu sunt răi. Țiganca asta de aici, asta rămâne moștenire din neagra și roșu, care la fel am planuri cu ea, dacă este femeie o să fac cu albastru, dacă se întâmplă să pice alba, am câteva calcule făcute, galbenul la galbena de sus și el vreau să rămână, femeia asta la fel, să vedem, voi da sigur la anul, momentan nu dau nimic pentru că nu vreau să ne norocesc pe nimeni cum am pățit eu de m-am nenorocit, o să dau cap de maori, dau femeia asta de tăpălăgos cu masculul, nu cred că îi mai țin, sau dacă îi țin, îi țin doar ca doi aici, dar nu, în mare nu îi mai țin, că nu mai vreau să mai țin, pentru că vreau să mă axez doar pe câteva rase, maxim 3 rase, hai 4, maxim. Așa, de o rasă ar fi pescărușii chinezi, care va rămâne o pereche, maxim 2, adică sunt, oricum nu prea ar fi. Jucătorii de botoșani, dacă scapă și celălalt puișor, ăsta care e acum, ia stați așa, că nu-mi dă niciodată seama. Așa, în orice caz, dacă e femeie, îi aduc dacă e femeie, am mascul. Dacă e mascul, căutăm femele, că și pentru asta trebuie să caut o femelă. Dar, vedem, în mare o să schimbăm. A, uitați aici, încălțătură superbă. Nu are nimic, e bine, e bine că le-am vaccinat, acum așteptăm mai o săptămână în care vaccinul să-și facă să activeze și după aia vom vedea ce va pica și ce nu va pica. Dar în mare, cam ăștia sunt, ăștia vor rămâne, vâltați linie veche, ăla de jos de aici, cu celălalt de acolo, toți albaștri ăștia trei, adică
acela, acela și acela îi voi da, nu îi voi mai ține, nu voi mai ține albaștri. De fapt nu voi mai ține porumbei voltați din eveche decât dacă mi-aduc alb cu coada neagră. Atât, sau cu coada roșie. Așa. Și pe ăsta o să-l dau. Nu știu dacă pe femeia lui, cea de acolo, albastră, o să o dau ca aia. Așa că am vrea să rămân aici. Dacă nu, o să le schimb ouăle într-una și vor rămâne și mascolul și îi voi ține doar pe ei. Așa, și restul îi voi da. Rândenica asta de Saxonia, dacă rămâne și scapă și așa, o să o dau și pe ea. Nu mai țin. Nu mai țin atâtea rase. Nu-mi trebuie, nu mai vreau la anul să-mi schimb, să nu-i mai țin aici, să-mi aduc volieră. Să-mi aduc, doamne, să-mi fac o volieră. Și să aduc porumbei buni, cât mai buni, de pe peste tot, dar de la crescătorii care știu că se ocupă cu de porumbei cum trebuie și vaccinează, are tratamentele la zi și nu au probleme cu ei, ca să nu mai pățesc ce am pățit acum cu paramixoviroza. Ce vă sfătuiesc eu, care oricum nu sunt cine știe ce crescător sau așa, nu luați porumbei de la oricine, nu luați porumbei de la persoane care nu se ocupă, nu-i vaccinează, care nu știți sigur că le fac tratamente, care nu au curățenie la porumbei, care nu se ocupă de ei atât cât trebuie, cât ar trebui. După cum puteți vedea, camera la mine aproape e goală, datorită faptului că aia au murit pe capete și ar mai fi murit dacă nu-i vaccinăm. Și învățați din greșeala mea și nu faceți ca mine. Învățați, vorbiți cu persoanele de la care vreți să cumpărați, vedeți dacă le face tratamente și vedeți porumbei cum sunt. În primul rând, când intrați în voliera cuiva, trebuie să fie curățenie. Dacă nu are curățenie și e mizerie. Asta nu înseamnă că dacă s-a nimerit să te duci într-o zi în care n-a făcut azi curățenie, le face mâine. Nu e o problemă. Dar nu să fie stratul de gunoi de 10 cm sau ceva de genul, să nu se ocupe deloc de ei. Să le dai apă și mâncare și pa. Să nu te ocupi de ei. Asta e. Sunt lucruri care se întâmplă. Unele inevitabile, la mine nu era inevitabil, doar că a fost neatenție și oarecum ignoranță. Dar nu e o problemă. Porumbei se fac din nou. Uitați. Albăstrica mea, ce tristă stă. Asta e. Tot ce s-a întâmplat acum este numai vina mea. Pentru că m-au încântat la o culoare. Nu mai luați porumbei dacă e doar pentru culoare. Luați calitate, nu aspect. Aspect așa vizual referitor la o culoare. Dacă nu e calitativ, nu-l cumpărați că are 3 pene roșii în coadă. Sau negre, cum a fost la mine. Asta e. Bun. Ce să mai zic? Deci, cel mai bine învățați din greșelile altora. Încercați să nu faceți greșelile care le fac persoanele referitor, mă refer acum la mine, cum am greșit eu, nu faceți ca mine să luați porumbii de la oricine. Informați-vă sau dacă nu, măcar băgați în carantină o săptămână separat, nu-i băgați cu porumbei direct, tratament, antibiotic pe ei ca să nu pățiți ce am pățit eu. Bun, cam atât pentru astăzi, o să mai filmez, o să vă mai țin la curent cu ce se va mai întâmpla, ce vor mai pica, na, că o să mai pice, că nu trag nădejde, adică albăstrica pică sigur, e prea afectată. Pe ăsta de aici, voltatul ăsta indian, la fel, sucește capul prea tare, mănâncă așa, dar rămâne cu sechele și nu poți să faci nimic cu el. Ăsta sper să scape. Ăsta e, nici eu nu cred că scapă, dar vom vedea. Puiul ăla de jucător de botoșani, nu știu ce o să facă. În principiu, ăștia care nu sunt afectați în acest moment, dacă îmi rămân toți ăștia, este destul de bine. Eu mă așteptam să moară mult mai mult, mă așteptam să rămân cu vreo 10 bucăți, 20 maxim.
Adică boala asta e foarte nenorocită, am mai avut-o acum câțiva ani și știu cum s-a întâmplat. Din 50 de bucăți am rămas cu vreo 15. Adică și a fost o boală foarte rapidă. Atunci cred că a avut, pe lângă paramixoviroză, a avut treabă și salmonela. Dar asta e. Bun. Voi reveni cu alte videouri și vă voi ține la curent cu ce se va mai întâmpla prin volieră. Ceva nou, nu o să aduc. Sigur, am o pereche sau două promise să i aduc de voltat din nou albi și nu i aduc momentan pentru că nu i aduc să îi omor. Chiar dacă sunt vaccinați, chiar dacă sunt tratați, nu e bine. La anul o să facem schimbări mari. Da. În regulă, cam atât pentru astăzi. Vă salut și vă doresc tot binele din lume. Pa, pa!